Neghiniță de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. A fost odată o babă bătrână, abia zărea de bătrână ce era. Și mâinile îi umblau la ciorap, iar în gândul ei se ruga la Dumnezeu s-o dăruiască cu un copil, că n-avea decât pe unchiașul ei. Și unchiașul, ba la pădure, ba la arie, ba la târg, iar baba sta singură cuc, că toată ziulica i-ar fi țiuit tăcerea în fundul urechilor dacă n-ar fi strănutat și n-ar fi tușit câteodată. Ba, uneori, ca să-și mai ție de urât, tot ea vorbea și tot ea răspundea. Și râdea ea de ea, ca și cum ar fi râs ea de altcineva, înșirând ochiurile pe cârlige. Ei, ce n-ar plăti un flăcău la bătrânețile noastre? Cât? Hi, mult de tot. Adică ce, nu te-ai mulțumit și cu o fată mare? Ba, ce să zic, bine ar fi și o fată. Da, dar la fată vrea zestre. S-ar găsi că eu și unchiașul avem ce ne trebuie și nu ne trebuie mult. 3 coți de pânză albă și câte un coșciug. Iar boii moșului, iar plugul moșului, iar casa moșului și a babei, toate ar fi ale fetei. Bine, mătușă, bine, dar de unde și fata? Tu nu știi că copacii uscați nu mai dau de la rădăcină? Și bătrâna începu să râdă și să ofteze. Hi, of, of! Ei, toate se întorc și apele se întorc de la Dumnezeu, numai tinerețile, ba! Ce nu e la timp, nu mai e niciodată. M-aș mulțumi eu și pe un prichindel de băiat. Ba, te-ai mulțumi și pe o codană? Tu să înșiri și ea să deșire. Tu să cerni și ea să risipească. Tu să pui de mămăligă și ea să răstoarne căldarea pe foc. Dacă e pe așa, m-aș mulțumi și pe un copil cât ghemul. Nu mai s-aud în casă, mamă, că mult e pustiu când ușa se închide peste 2 bătrâni. Da, dacă ar fi mai mic? Fie și mai mic. Și bătrâna a început să râdă. Ce neroadă! Ba, neroadă, nu glumă! Dar dacă ar fi cât un bob de mazăre? Și tocmai când da bătrâna capul peste cap de râs, odată tresări că, de după ușă, se auzi un glas ascuțit și înțepat. Dar dacă ar fi cât o neghiniță? Bătrâna se uită și începu să se închine. Bine, zise același glas. Văd eu că nu-ți trebuie copii. Baba își luă inima în dinți și zise: Ba-mi trebuie, dar unde ești? Cine ești? Cine sunt? Neghiniță, gândul lumii. De mic ce sunt, pătrund în urechile oamenilor și ascult cum gândesc. Adineauri eram în urechea ta a dreaptă, apoi am trecut în a stângă și am râs de m-am prăpădit când am văzut ce-ți trec prin minte. Ei, aș, ce mi-a trecut? Nimic! Nu-i adevărat, răspunse neghiniță râzând. Omul spune mai puțin decât gândește. Dacă nu-ți șopteam eu că copacul uscat nu mai dă de la rădăcină,
Cine știe ce ai mai fi spus? Baba se făcu ca para focului. Zău așa, nu te rușina, mamă, nu zău, așa e omul. Când e mic, face nebunii, fiindcă e mic. Când e la tinerețe, face nebunii, fiindcă e tânăr. Iar la bătrânețe, se gândește la nebunii, fiindcă nu le poate face. Bătrâna pierdu sfiala și răbdarea și se răsti cât putu. Neghiniță, ci tacă-ți gura și vin să te văd! Și pe loc se auzi un țâst ca de lăcustă și un bâzâit ca de albină. Bătrâna simți pe mână o picătură caldă. Ia că tămă și pe mine! Biata femeie făcu niște ochi mari cât toate zilele și se mira toată de ce văzu pe mână, că cerul de ei s-ar fi deschis, nu s-ar fi minunat mai mult. Neghiniță era frumos ca o piatră scumpă și era mic cât o neghină și avea niște ochișori ca două scânteie albastre și niște mâini și piciorușe ca niște firișoare de păianjen. Bătrâna dădu să-l sărute. Neghiniță, țâști pe nas, țâști iar pe mână. Încet, mamă, încet că mă strivești, zise neghiniță. Să te sărut, că-mi umpluși casa cu dragoste când îmi zisești, mamă. Încet să nu mă sorbi, îl sărută. Cum mănânci tu, neghiniță al maicăi? Eu mă satur din fum. Până acum am mâncat la mese împărătești fără să știe nimeni. Și ce-am mai râs când ceilalți tremurau înaintea împăraților, iar eu mă plimbam prin urechile lor și le aflam gândul. Bine o fi de ei, neghiniță, mamă! Aș, binele focului! Săracii mor de foame, iar ei mor de mâncare. De săraci e rău că n-au cui să poruncească și de ei e rău că trebuie să poruncească la mulți. Pe ceilalți oameni, când îi minți, te iau de guler și te judecă judecată dreaptă. Pe ei îi minți și dau din cap, ba și mai și. Ei știu că îi minți și tac și înghit și n-au ce face, ca să nu se strice trebile împărăției. Da, bine, neghiniță, ție-ți trebuie un an ca să umbli cât altul umblă într-o zi. Da, ei nu e așa deloc. Eu mă las pe o adiere și plutesc ca pe apă și mă mlădii pe apa vântului ca pe valurile mării. Ba uneori întrec rândunelele ca o săgeată de argint. Ce bucurie pe unchiașul meu, zise bătrâna, când o afla că are și el un copil. De seară o să se îmbete de bucurie. Ba, e vorba, răspunse neghiniță. Eu vreau să văd pe tata acuș-acușic. Și bătrâna, când auzi cuvântul tată, se bucura de bucuria moșului și zise: aria moșului este cât vezi cu ochiul de departe, pusă pe un deal mare și întins. Unde-i vedea șase cai murgi treierând grâu, acolo să te oprești, că dai peste unchiașul babei. Iată, plec! Cum îi deschise ușa, neghiniță se aruncă cu mâinile întinse și cu piciorușele deschise într-o undă de adiere. Și se făcu nevăzut ca un strop de lumină. Pe drum întâlni o cireadă de vaci. De minunici ce era, se dete afund într-o urmă de vacă
și începu să strige: Măi, văcari, măi, veniți de mă scoateți din inima pământului, că vă fac pe voia gândului. Văcarii se luară după glas până deteră peste neghiniță. Unul mai rău și mai prost dintre ei vru să-l strivească și-și repezi călcâiul din baierile inimii. Neghiniță țâști și sări alăturea, iar văcarul, lovind cu sete pământul, își scrinti piciorul și începu să se vaiete. Ceilalți începură cu măciuca și, cum izbeau, rămâneau cu jumătatea în mână, iar ailaltă se ducea zbârnâind. Să nu vă păziți vacile cum vă păziți mințile! Cruce lată, minte întunecată, urechi de văcar, urechi de măgar, le zise neghiniță și se dădu vântului. Ajunse la un chiaș. I se sui pe nas ca să-l vadă mai bine. Uncheașul se bucură, dar nu ca baba, iar neghiniță se întristă. Dar ca să se arate grozav, zise uncheașului: Nu că dacă smititel, calul nu e mai mare ca copilul și-l încalecă copilul. Bivolul nu e mai mare ca omul și-l înjugă omul. Munții nu-s mai mari ca oile și-i pasc turmele. Pământul nu e mai mare ca fierul plugului și-l despică fierul plugului. Codrul nu e mai mare ca un topor și-l culcă toporul la pământ. Tu nu ești mai mare ca mine și te-a ostenit murginarie. Ia să vezi cum îi dau eu la arie, fără bici, fără nimic. Uncheașul minunat îl duse la arie. Cum ajunse, neghiniță sări pe un cal și începu să strige: Hi-hai, hi-hai! Ciupește pe unul, ciupește pe altul, caii începură să fugă, dar ce fugă, parcă ar fi avut 20 de bice pe șalele lor. Și cum se crucea moșul, iată și un negustor care trecea la scaunul împărăției. Moșule, îi zise negustorul, cine mână cai așa de grozav? Că eu aud hi-hai, hi-hai și nu văd pe nimeni. Ei, tată, răspunse bătrânul, m-a dăruit Dumnezeu cu un copil ca o neghină, dar cu mintea cât 10 ca mine și ca dumneata. Neghiniță opri caii și sări în palma uncheașului. Cum îl văzu negustorul, se gândi să ducă împăratului așa minune. Moșule, zise negustorul, îți dau o pungă de bani pe el. Neghiniță sfârr în urechea moșului și șopti ce să vorbească. Și moșul zise, crezând că de la el zice: Tu care vinzi și cumperi, ai cumpărat vreun suflet pe o pungă de bani? Îți dau două! Și iar moșul după neghiniță: Două pungi pentru un suflet? Îți dau 10! Moșul gălbeni și zise, iar după șoapta lui neghiniță: Sufletele se dăruiesc Domnului și se vând necuratului. Îți dau 20! Și moșul, călcând în gura lăcomiei, tăcu cu toate șoaptele bietului neghiniță. Neghiniță văzu lăcomia, dar tot el șopti moșului: Fie! Și moșul zise: Fie!
bătu palmă în palmă cu negustorul. Tocmeala se făcuse. Negustorul plăti și luă pe neghiniță vândut de bunăvoie. Negustorul plecă. Neghiniță striga moșului: Moșule, moșule, ai fost să n-ai copii, iar biata babă, da. Împăratul era la mare și la greu sfat cu toți cărturarii, că bântuia seceta și molima. Și dacă negustorul îi spuse că are un copil ca o neghiniță, împăratul rămase înmărmurit. Învățați împărăției căscară ochii mari și se traseră de bărbile lungi. Nu se poate, măria ta, așa ceva nu scrie la carte. Ba se poate, zise neghiniță, sărind pe masa sfatului. Că multe se pot și nu stau în cărți, și mult mai multe sunt altfel de cum sunt ticluite din condei. Și după ce se minunară cât se minunară, începu sfatul. Neghiniță se sui pe mâna împăratului, pe umăr, apoi în creștetul capului și de acolo zise râzând: Învață, măria ta, că cei mai mici sunt cei mai mari. Împăratul, cam de voie, cam de nevoie, răspunse: Așa e, neghiniță, așa e. Iar cărturarii își deteră ghies pe sumasă și plecară ochii în jos. Împăratul porunci să-i toarne lui neghiniță o casă cu 10 caturi cât o nucă de mare, toată din aur la mur și împodobită cu pietre scumpe. Neghiniță rămase la sfat și se pierdu din ochii tuturora numai ca să se ție de năzdrăvăni. Și încet, încet, pâș, 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 până intră în urechea învățatului care căuta în stele cu ochianele. Acolo ascultă ce ascultă și înțelese că acest vestit cărturar, în loc să se gândească la sfat, se gândea că împăratul are nasul cam mare. Se duse binișor și intră în urechea cărturarului, care zicea că știe măruntaiele omului și leacurile bolilor. Ăsta se gândea nu la sfat, ci că îi plăcea inelul împăratului. Așa află, pe rând, că unul se gândea la o cucoană frumoasă, că altul se gândea cam ce lingușală să cârpească împăratului, altul că ce n-ar da el pentru o sticlă de vin, altul că ce bine e să fii împărat, altul că împăratul e om ca toți oamenii, numai unul cu fruntea cât toate zilele asculta cuvintele și întrebările împăratului. Neghiniță, cum află gândul tuturora, zbughi în urechea împăratului și șopti tot, din fir până nață. Împăratul, crezând că singur el de la el a citit în mintea lor, se mânie foc și le zise: Ei, tu, care cați în stele, ți-ai făcut ochii ochian și îmi vezi nasul cât un buștean. Astfel ți-e gândul la sfatul domnesc. Cărturarul se cutremură și dădu în genunchi cerând iertare. Tu, se răsti împăratul către doctor, dacă ai avea inelul meu, ai omorâ mai puțini oameni. Doctorul se cutremură și dădu și el în genunchi. Tu, zise împăratul necăjit ălorlalți, te gândești la secături și nu vezi că ești cu un picior în groapă. Tu,
îți pregătești limba ca să mă minți. Tu crezi că într-o sticlă cu vin este mai mult duh decât în capul meu. Tu nu știi că un învățat pe scaunul domniei ar face mai multe boroboațe ca un neghiob. Tu te pricepi că împăratul e om ca toți oamenii, dar nu te gândești că învățații sunt ca neoamenii. Iar tu abia te ții să nu caști o gură cât să înghiți împărăția toată. Nu mai ție ție mintea la sfatul domnesc. Cu toții căzură în genunchi. Acum ce să le fac? Zise împăratul mânios. Să le tai capul! Cărturarii muriră și înviară, iar neghiniță, care se suise în creștetul împăratului, ferita Dumnezeu, Maria ta! Fără învățați, cine să mintă lumea? Să nu fie decât adevărul pe lume! Ferita Dumnezeu, ce-ai face chiar Maria ta fără minciună? Apoi, Maria ta ți-ai făcut socoteala vieții? Mai multe ceasuri ai mâncat, ai dormit, ai vânat, ți-ai socotit cazanele cu bani, ai petrecut, ba cu luminăția sa împărăteasa, ba și fără ea, decât te-ai necăjit cu trebile și cu nevoile împărăției. Cum ai sta, Maria ta, pe scaunul lumii când lumea ar afla adevărul? Împăratul zâmbi cu ciudă, nu e vorba, dar zâmbi ca să dreagă treaba și iertă pe toți. Văzând însă că cel din urmă cărturar, care se gândise la sfat, tremura mereu, îi zise: Ei, dar tu, cel mai cu minte, de ce tremuri? Maria ta, zise bietul bătrân, mai bine să spun și eu decât să afli Maria ta. Iată, socotesc că nu știu nimic și tot mă gândesc că mi-e leafa prea mică. Împăratul râse cu poftă și-i făgădui o leafă mai mare. Apoi sparse sfatul cărturarilor și plecă cu neghiniță în creștetul capului, nedumirit de cum ghicise gândurile tuturora. Împărăteasa și cu conii ei, văzând pe neghiniță, se minunară, dar când aflară că împăratul, la vreme de bătrânețe, ghicește gândurile oamenilor, se cruciră și tot nu le venea să creadă. Împărate, zise împărăteasa, zău așa, ghicește-mi și mie un gând. Să vedem, răspunse împăratul. Împărăteasa se gândi și începu să râdă. Neghiniță zbughise în urechea împărătesei și aflase gândul: că ce bine ar fi să mai fie odată împăratul tânăr. Și într-o clipă intră în urechea dreaptă a împăratului și șopa, șopa, șopa. Împăratul, pace! Împărăteasa râdea și zicea: vezi că nu ghicești, vezi? Pasămite, împăratul era cam tare de urechea dreaptă. Neghiniță înțelese și țâști în urechea stângă și iar șopa, șopa, șopa. Împăratul se lumină la față, dădu din cap, râse în cohote și zise: Ei, împărăteasa, împărăteasă, da, tot muiere. De bine te gândiști tu, dar nu se poate. Împărăteasa se rușină, plecă ochii în jos și se gândi: dar dacă o ghici și la ce m-o fi gândit înainte, intru în pământ.
De câte ori n-am dat dracului sfaturile împărăției când nu se mai isprăveau până după miezul nopții. În sfârșit, ce-i veni lui Neghiniță, vru să râdă și de împărat și zise într-o bună dimineață: Vezi ce e omul? Spune-i orice, spune-i mereu același lucru, omul crede că omul e prost. Ce nu crede întâi, crede mai pe urmă. Am să-i fac una bună împăratului, să las fără sfetnicii cei credincioși și să-l încurc cu nebunii. Împăratul de umbla în fruntea oștilor, de sta la sfat mare, de se culca, de se scula, de mânca, de-și mângâia cu conii, un gând nu-l mai slăbea. Nu vezi, omule de Dumnezeu, că ți-au îmbătrânit sfeșnicii și împărăția merge rău? Pasămite, Neghiniță intrase într-o ureche. Azi așa, mâine așa, până nu mai avu încotro. Sparse sfatul cel vechi și chemă altul nou, tot unu și unu. Cum veniră, cum aruncară pe bietul împărat din scaunul neamului lui. Acu să-l vedem, zise împielițatul de Neghiniță. Împăratul ieși plângând din cetate. Neghiniță sus pe umărul lui: De ce plângi, Maria ta? Ține-ți firea, nu fi muiere! Ei, ei, Neghiniță, cum să nu plâng? Unde mi-e toiagul împărătesc? Citaci, Maria ta, ia taie un corn și fă-ți colea o cârjă. Buzduganul e greu la bătrânețe, te doboară, cârja te sprijină. Ei, ei, Neghiniță, unde mi-e scaunul împărătesc pe care au stat atâția moștrămoși ai mei? Citaci, Maria ta, întinde-te colea pe fânul înflorit și moale și să-mi spui drept care e mai dulce la oase, scaunul cu scumpetea sau fânul cu frumusețea? Ii, Neghiniță, unde mi-e coroana cu stemele și cu luminile? Chitaci, Maria ta, pune foaie lată de lipan pe deasupra pletelor albe și spune-mi drept, care e mai ușoară, coroana cu grijile sau lipanul cu umbrele? Așa o fi, Neghiniță, mai zise împăratul, oftând tocmai din baierile inimii. Așa o fi. Se potrivește așa, fiindcă știi tu să le potrivești, dar când mă gândesc în ce slavă eram ieri, îmi vine să scald tot pământul cu lacrimile mele. Citaci, Maria ta, adică ce slăvire! Toată viața, ba războaie, ba sfaturi, ba taie capul unuia, ba întinde la bice pe altul, ba citește jalbele, ba ascultă păsurile, ba câte și mai câte și mai multe fără să vrei decât pe vrute. Mărire să fi fost asta! Dar ia gândește-te, Maria ta, că un supus era supusul Măriei tale și avea un stăpân, iar Maria ta, purtând grija tuturora, erai sluga tuturora. Vezi? De-aia, Maria ta, ai fost cel mai slugă, cel mai nevolnic din toată împărăția. Curată socoteală, erai împărat, nu om, acum ești om, nu împărat. Și ești mai mare, că unde-ți pune gândul, acolo te duc picioarele. Și apoi, cine știe, socotești, Maria ta, că boierii pot ceva fără prostime? Să ceară prostimea pe vechiul lor împărat și să vezi, Maria ta. Se mai îmbună împăratul la cuvântul lui Neghiniță și se duse în cruciș, în curmeziș,
în toată împărăția cu o foaie de lipan pe cap și sprijinit pe o cârjă de corn. Și de ce vedea, se minuna și întreba pe Neghiniță. Neghiniță, de ce-l bat pe ăla de răgnește ca din gură de șarpe? Fiindcă împăratul e surd și n-aude, răspunse Neghiniță. Neghiniță, de ce or fi atâția oameni goi și desculți? Fiindcă împăratul e orb și nu vede. Neghiniță, de ce bătrânul ăla s-o fi muncind să roadă în gingiu o cojiță uscată? Fiindcă împăratul mănâncă prea mult. Neghiniță, de ce o munci unii și noaptea de dau pe brânci? Ca să doarmă împăratul și ziua de-i o veni poftă. Neghiniță, atunci de ce să vie pe scaunul meu un împărat și surd și orb și lacom și somnoros? Ei, păi, înainte de a fi împărat, vedea, auzea, muncea, cumpătat la mâncare și la băutură. Bietul pribeag stătu pe gânduri în mijlocul unui oraș mare, mare și zise: Ii, Neghiniță, mult cuvânt ai! Acum să ajung împărat și a ști eu să fac cum e bine. Și, ca din senin, abia sfârșise vorba de pe urmă, s-auzi o gălăgie, un vaiet, o duduitură, că parcă se cutremura pământul. Când colo, ce să fie? Ștafetă mare, niște voinici cu sulițe lungi aduceau vestea că norodul a băgat la dubă pe împăratul Îl Nou cu sfetnici cu tot și că cheamă iarăși pe adevăratul împărat. Cum auzi bătrânul, zise voinicilor: Stați că eu sunt! Și-l cunoscură toți și-i deteră în genunchi, iar Neghiniță de colo de pe umăr: Măria ta, mai vezi, mai auzi? Ori ți s-a făcut foame și-ți vine să dormi? La toate vine rândul, după cum se întoarce roata, că de-aia e roată, să se întoarcă, iar nu să stea locului. Și-i veni rândul și lui Neghiniță gândul lumii. Într-o zi vru să glumească cu împăratul să mai facă vreo drăcie. Îi intră în urechea dreaptă, crezând că e în a stângă. Cu stânga n-auzea deloc. Nu face nimic, mi-e lene să mă mut, se gândi Neghiniță. În loc să șoptesc, voi striga. Și începu să strige din toate puterile în urechea cu care împăratul auzea de minune. Un împărat, dacă n-a ști el de la el adevărul, nu-l mai află de la nimeni. Împăratul, auzind acest glas tare în fundul urechii, îi zvâcni inima și-și trase o palmă cât putu peste ureche, zicând: Iii, să știi că ce credeam eu că-mi trece prin minte era numai în ureche. Și când își scutură urechea în podul palmei, Neghiniță căzu leșinat. Tu mi-ai fost! Tu m-ai făcut să cad din scaunul împărăției! Bine, am eu ac de cojocul tău! Împăratul, înfuriat, porunci să-l lege de gât cu un fir lung de mătase și-l coborâ de-l înnecă în puțul din curtea domnească. Așa sfârși bietul Neghiniță.